Am petrecut ultimele câteva săptămâni cu unele dintre cele mai populare PC-uri de gaming handheld și cred că pot acum să vă ofer câteva recomandări în cazul în care sunteți în căutarea unui astfel de dispozitiv. Am avut la dispoziție ambele modele Rog Ally, ambele modele Steam Deck, dar și MSI Claw și, desigur, Lenovo Legion Go. Pentru că avem de-a face cu multe dispozitive, acest material va fi cu siguranță unul foarte lung și voi vorbi mai pe larg despre performanță, autonomie și voi încerca să răspund la alte categorii la întrebări despre caracteristici speciale ale acestora, ce îmi place la fiecare și de ce. Eu sunt Catalin, tu urmărești Connect și aceasta este comparația consolelor portabile de gaming. Voi începe cu performanța pentru că aceasta este de multe ori cea mai căutată caracteristică a unui PC de gaming. Ce nu iau mulți însă în considerare este faptul că nu ai nevoie ca pe un handheld ca totul să ruleze pe detalii maxime și la frame rate imense, mai ales dacă performanța înaltă are un efect negativ asupra autonomiei. Avem de-a face cu o plajă diversă de configurații, fiecare cu particularitățile sale. ROG Ally, Ally X și Lenovo Legion Go sunt aproape identice la nivel Hardware. Toate folosesc procesorul Ryzen Z1 Extreme cu 8 nuclee. Diferențele apar la nivelul memoriei RAM, în viteză și cantitate. Ally și Legion au câte 16 GB, iar Ally X are 24. MSI Claw folosește însă un procesor Intel Core Ultra 7 cu 16 nuclee și GPU Intel Z. Acesta vine tot cu 16 GB memorie RAM, dar și cu un TB stocare internă standard. Fiind un model Intel, acesta folosește profiluri diferite de performanță cu un consum ceva mai mare, cel puțin declarat. În cele din urmă avem cele două modele Steam Deck, fiecare dintre ele fiind echipat cu câte un procesor AMD Van Gogh, proprietar, cu CPU quad-core. Aceste modele vin doar cu 16 GB memorie RAM în toate versiunile, dar viteza este mai mare pe varianta OLED la capitolul stocare acestea sunt disponibile în mai multe variante de la 64 256 și 512 GB pentru modelul LCD și 512 GB sau 1 TB pentru modelul OLED dacă ne uităm strict pe specificații ar fi logic ca modelele cu hardware mai performant să fie cele mai rapide dar în zona mobilelor consumul și eficiența procesorelor și chipurilor grafice este mult mai importantă decât ceea ce scrie pe hârtie Desigur, spoilers, Rogue Ally X este cel mai performant model dintre toate, însă atunci când le punem față în față, diferențele nu sunt atât de mari. De exemplu, în comparație cu Ally-ul normal pe profilurile Silent și Performance, vedem o diferență destul de mare între cele două, dar asta doar pentru că modelul Ally X folosește 3, respectiv 2W în plus, față de acel model pe același profil. Atunci când consumul este similar, adică pe profilul turbo, unde ambele funcționează la 25W, diferențele devin mult mai mici. Pentru că profilurile de pe Legion Go erau mult prea diferite în materie de consum față de oricare dintre celelalte, le-am aliniat la Li X, iar rezultatele celor două dispozitive sunt similare cu un avantaj de cam 10% să zic așa pentru Li X în majoritatea situațiilor. Este impresionant însă cât de bine se mențin la consum mic de 10W, modelele Steam Deck care scot rezultate comparabile cu Ally și Legion la 13W și care lasă în urmă modelul Ally original atunci când funcționează la 10W. La 15W, maximum cât permite Steam Deck, aceste modele rămân însă în urmă, dar nu cu foarte mult, iar când pui prețul în balanță, ceea ce oferă Valve pare să fie o afacere foarte bună, pe lângă alte avantaje despre care vom vorbi mai târziu. Ce m-a mirat însă este că modelul LCD a oferit uneori rezultate mai bune decât pe cel cu ecran OLED, deși acela are parte de memorie mai rapidă și un proces de fabricație mai eficient. Adevărata surpriză a acestui test este însă MSI Claw, despre care știam că nu este foarte performant, cel puțin la lansare. Se pare însă că actualizările din ultimele luni l-au adus într-un punct chiar competitiv față de restul modelelor din piață, cel puțin la nivelul performanței, fiind constant pe lângă Ally și Legion și chiar reușind în anumite situații să le întreacă. Desigur, trebuie menționat că procesorul Intel folosește semnificativ mai multă energie decât procesorile AMD, cel puțin la nivelul declarativ al profilurilor de performanță. De exemplu, cel economic sau silențios consumă 20 de W cu 5 mai mult decât maximum de pe Steam Deck, iar balanced ajunge la 30 cu 5 W mai mult decât profilul Turbo de pe Ally. Se poate observa că multe dintre jocurile testate la cele mai joase setări și pe profilul Steam Deck pentru Cyberpunk preferă rezoluție 720p pe astfel de dispozitive pentru frame rate de peste 30 de cadre pe secundă sau chiar peste 60 în funcție de profilul de consum ales. În rezoluție Full HD însă doar profilurile înalte de consum oferă performanță destul de bună pentru a fi considerată acceptabilă pe modelele cu Windows. Performanța este un subiect important, însă, dacă aceasta nu poate fi susținută și în mod portabil, nu prea ai multe motive să cumperi un astfel de dispozitiv. Pentru testul de baterie am ales un test extrem, adică am rulat jocul Cyberpunk 2077, cel care împinge aceste dispozitive la maximum. Testele au fost realizate pe cele trei profiluri standard, adică economic, cel de performanță și cel turbo, care împinge limitele la maximum. În cazul Legion Go, am setat manual aceleași valori ca pe Alayul original pentru acest test, adică 10 și 15 W respectiv 25 de W, iar pe Steam Deck am testat doar la 10 și 15 W, întrucât acela nu poate depăși această valoare. Din nou, fără să surprindă pe nimeni, ally X s-a dovedit a fi un adevărat campion al autonomiei, asta și pentru că include o baterie imensă de 80 de vați oră. Astfel putem vedea că în toate cazurile de utilizare, ally X are autonomie de mai mult de două ori față de ala original și cu aproximativ o oră în plus pentru fiecare caz de utilizare față de următorul clasat. Steam Deck OLED și Legion Go cu 50W-oră oferă autonomie similară la același profiluri de performanță, în timp ce Steam Deck-ul cu LCD, MSI Claw și originalul Ally sunt ceva mai apropiate în autonomie, cu baterii de 40W-oră, de respectiv 50W-oră pe MSI Claw. Totuși, pe profilul Turbo, Ally-ul original nu a reușit nici măcar să atingă o oră de autonomie, bateria cedând după doar 46 de minute. Toate celelalte au depășit măcar o oră, dacă nu mai mult. Aceste teste de baterie nu spun însă întreaga poveste. În jocuri care nu sunt atât de complexe și care nu supun CPU-ul și GPU-ul la stres major constant, cum face Cyberpunk, autonomia poate să crească mult față de aceste valori pe mai toate dispozitivele, în special pe profilurile economice și cele medii. Din păcate, este nevoie să încerci diverse setări pentru fiecare joc în parte, sau să limitezi CPU boost pe ally, să limitezi TDP-ul manual sau să blochezi framerate-ul la o valoare fixă. Anumite jocuri 2D vor oferi chiar și 5 sau 6 ore de gameplay cu un TDP mai mic. Important este că aceste valori sunt cele extreme, cele minime pentru fiecare dispozitiv în parte. Atunci când vine vorba despre confort, trei dintre cele șase mi se par extrem de confortabile. Unul se apropie, dar două nu s-au potrivit foarte bine, cel puțin pe mâinile mele. Pot recomanda astfel, fără emoții, stim de Coled și stim de LCD, care au o formă identică între ele și stau în mână perfect pentru sesiuni mai lungi de joc. Marele avantaj este faptul că sunt echipate cu mânere mai mari și curbate, iar toate colțurile dispozitivelor sunt foarte rotunjite. La fel de confortabil mi se pare și ROG Ally X, care are o formă mai apropiată de Steam Deck cu mânere mai pronunțate. Legion Go este destul de confortabil pentru niște sesiuni mai scurte de joc, tot datorită acestor mânere, dar marginile sale sunt foarte drepte și greutatea mai mare îl coboară pentru mine cel puțin, pe un nivel inferior. Acesta are însă avantajul că poate să stea singur în poziție verticală cu ajutorul standului inclus, deci poate fi mai confortabil dacă îl sprijin de o masă atunci când te joci. MSI Claw are mânere mari, dar acestea au o formă cam colțuroasă, nu foarte confortabilă din punctul meu de vedere, iar ala original mi se pare cel mai inconfortabil, având și colțuri ascuțite, dar și mânere foarte plate care nu pot fi folosite pentru sesiuni mai lungi de joc fără a deveni inconfortabil. Din fericire pentru mâinile mele, nu am fost în pericol să folosesc aia la el original prea mult pentru că nici bateria nu ține foarte mult. Toate aceste dispozitive au butoane similare, întrucât toate imită într-un fel sau altul un controller de Xbox. Din păcate, nu toate sunt la fel de bine dotate la acest capitol. Dintre toate, preferința mea este schema de control de pe cele două modele Steam Deck, pentru că oferă acces rapid și intuitiv la toate butoanele și include cele mai multe extra-uri să le zic așa, sau cele care fac cel mai mult diferența. Sticurile analogice au o suprafață tactilă care activează mișcarea mouse-ului sau stickului dreapta atunci când este atins pentru un control mai confortabil în jocuri, iar tot timp decul include patru butoane programabile pe spate, cât și două trackpad-uri cu răspuns haptic, care pot fi foarte utile atât în gaming, cât și în interfața consolei. Dacă ai de ales între modelul cu LCD și modelul cu OLED, află că și butoanele sunt ceva mai diferite, mai tactile și trackpad-urile mai precise pe cel superior, în timp ce sticurile sunt ceva mai concave pentru a împiedica alunecarea degetelor de pe ele. Acum trebuie să recunosc că nici Rogalai nu-mi displace. Acest model a primit îmbunătățiri majore la nivelul butoanelor, care sunt acum mai tactile și sticurilor, care au pun acum mult mai multă rezistență pentru o precizie îmbunătățită. Cele două butoane programabile de pe spate sunt mai confortabile și mai greu de apăsat din greșeală, zic eu. Dar ceea ce îmi lipsește cel mai mult este butonul Xbox, pe care doar Steam Deck pare că îl are sub forma butonului Steam. Celelalte dispozitive ignoră complet acest buton, lăsând la latitudinea utilizatorului să-și creeze o scurtătură pentru el pe butoanele programabile. Alaiul original este decent, să zicem, la nivel de control, dar cel mai mult îmi displac sticurile acestuia fiind foarte, foarte moi. Ally X este un upgrade major la acest capitol și le recomand întotdeauna față de ally original la nivel de control. Legion Go încearcă să arunce totul în joc atunci când vine vorba despre control, dar nu sunt sigur că iese foarte bine. Ce nu-mi place la el este că pune în special butoanele Start și Select pe partea din stânga, în loc să alterneze cu unul pe stânga și unul pe dreapta, ceva la care eu nu m-aș putea adapta foarte ușor. Sticurile și butoanele ABXY sunt decente, dar D-pad-ul mi se pare cel mai slab dintre toate cele șase modele testate. Lenovo are însă mai mulți și în mânecă. În primul rând, acesta este singurul dispozitiv care permite detașarea controlerelor, la fel ca pe Nintendo Switch. Și acestea funcționează apoi în mod wireless, deci ai un avantaj aici. Apoi, acesta este singurul dispozitiv cu Windows dintre cele testate, care are și un trackpad care face navigarea prin interfața desktop mult mai simplă. Nu în ultimul rând, Legion Go are și un mod FPS care transformă controllerul din dreapta într-un mouse vertical. Nu aș spune că acesta este ceva ce eu aș folosi, dar este un bonus pe care Legion go îl oferă pentru cei interesați, I guess. Și MSI Claw are o schemă de control bunicică cu un singur dezavantaj. Pe de o parte este singurul care are sticuri analogice Hall Effect, care folosesc magneți pentru a asigura o rezistență mai bună în timp, deci evită clasicul stick drift dar vine și cu precizie mai bună. Și butoanele ABXY sunt decente și sunt și singurele care au luminițe RGB dintre toate și chiar și triggerele sunt decente. Totuși, nu pot să trec peste butoanele RB și LB, care sunt extrem de moi și nu oferă aproape deloc răspuns tactil. Dacă poți trăi cu asta, și MSI Clo va fi foarte ok din punct de vedere al controlului la capitolul ecran, un singur model mi se pare că este depășit, să zicem așa, din punct de vedere tehnologic. Este vorba despre Steam deck LCD, care vine cu un ecran IPS de 7 inch cu rezoluție 800p la 60Hz. Acesta este decent, nu zic nu, pentru cei care nu au pretenții prea mari, dar lângă oricare dintre celelalte dispozitive se vede o diferență clară la nivelul rederii culorilor, în mod special. Din acest punct de vedere, Steam de coled este net superior, oferind probabil cel mai potrivit ecran pe un dispozitiv de acest fel. Acesta este puțin mai mare la 7.4 inch în diagonală, păstrează rezoluția 800p, dar crește frecvența la 90 Hz. În plus, adaugă luminozitate mai bună la 500 de niți și este și compatibil cu standardul HDR la un maximum de 1000 de niți. Acesta este, de altfel, singurul dispozitiv compatibil cu HDR. Având în vedere testele de performanță, alegerea unei rezoluții mai mici a fost corectă, zic eu, din partea Valve, întrucât nici măcar dispozitivele considerate mult mai performante nu pot oferi o performanță mult mai bună în Full HD. O mențiune specială la nivelul ecranului aș avea pentru Legion Go. Acesta este singurul care include un ecran QHD la 144 Hz cu diagonală de 8 inci. Atunci când te uiți pe specificații, nu pare că 8 față de 7 inci e o diferență majoră, dar în realitate ecranul este cu mult mai mare și este mult mai imersiv, chiar dacă mai greu de justificat pe un dispozitiv care ar trebui să fie portabil, zic eu. Un avantaj al lui Legion Go este însă că rezoluția 720p scalează perfect cu cea QHD, deci jocurile arată mai puțin blurate pe acest ecran atunci când le folosești în rezoluție mai mică. Frecvența la 144 Hz nu ajută însă cu nimic, iar rezoluția înaltă duce și la un consum mai mare de baterie. Recomand utilizarea acestei console în 800p la 60 Hz pentru cele mai bune rezultate. ROG Ally și Ally X au un ecran identic un IPS la 120Hz și singurul dintre toate cele testate care este compatibil cu refresh rate variabil. În teorie, experiența de joc este mai fluidă pe un astfel de ecran, mai ales dacă ai probleme cu menținerea unui frame rate constant, dar recomandarea mea este să blochezi întotdeauna frame rate-ul la o valoare stabilă pe astfel de dispozitive, așa că, din punctul meu de vedere, VRR-ul devine mai puțin important în acest context. Și MSI Claw are un ecran foarte bun, similar cu cel de pe Ally și Ally dar fără VRR, deci tot Full HD, tot la 120 de Hz. Atunci când rulezi însă jocuri în rezoluții mai joase decât Full HD, pe MSI Claw, dar și pe Ally și Ally imaginea mi se pare puțin mai neclară mai ales în comparație cu Steam Deck sau Legion Go, din cauza scaling-ului. Acesta nu este însă un dezavantaj foarte mare și nu cred că va afecta cuiva decizia de cumpărare atunci când își alege un astfel de dispozitiv. În mare parte pot să spun că toate au ecrane bune sau foarte bune, mai puțin Steam Deck LCD care are doar un ecran ok. Aș dori să vorbesc despre software-ul acestor dispozitive, începând cu Steam Deck. Modelele LCD și OLED sunt identice la acest capitol, fiind singurele care folosesc SteamOS, o versiune de Linux optimizată special pentru gaming. Interfața Steam permite acces rapid la setări și jocuri și este singurul sistem de operare care are un sistem de slip 100% funcțional. Astfel poți oricând să pui consola în slip și să continui jocul mai târziu fără riscul de a găsi dispozitivul trezit din senin prin sau pe birou, așa cum pățesc în continuare pe aceste dispozitive cu Windows. Nu înțeleg ce este așa greu să faci un mod slip funcțional. SteamOS este însă o alegere bună, în special pentru cei care își cumpără jocurile de pe Steam și care nu-și doresc obligatoriu să joace prea multe titluri de multiplayer online pe un astfel de dispozitiv, întrucât sistemele anti-cheat nu prea permit rularea acelor jocuri pe Linux. De altfel, Steam deck au hardware mai modest, deci cele mai noi jocuri AAA nu vor funcționa bine sau poate chiar deloc pe aceste dispozitive. Există un mod de desktop clasic, care este foarte ușor de controlat cu ajutorul acelor trackpad-uri și deschide poarta către tot felul de modificări software și aplicații care pot facilita instalarea de jocuri de pe alte launchere, precum Ubisoft, Epic, GOG sau oricare altul, cât și o comunitate imensă și resurse online care te pot ajuta să faci orice îți dorești cu Steam Deck-ul, inclusiv să instalezi Windows. Să zicem că, în afară de multiplayer în anumite jocuri, singurul lucru pe care nu îl poți face pe Steam OS este să joci titlurile de pe Game Pass. La polul opus avem Windows 11 pe toate celelalte patru dispozitive, cu tot felul de soluții software proprietare aplicate peste. Asus are cea mai matură platformă de acest gen, sub forma lui Armory Crate SE, care a primit, odată cu Ally o nouă interfață mai bine organizată și cu mai multe opțiuni de personalizare. Aceeași interfață este disponibilă acum și pe originalul Ally. Din experiența pe care am avut-o pentru realizarea acestui material, am observat însă că, deși pe Ally X software-ul este mai stabil, pe Ally-ul original tot am întâmpinat tot felul de baguri similare cu cele pe care le întâlneam și la lansare. Și o altă chestie care încă mi se pare că nu funcționează pe niciun AI corect este limitarea frame ului din meniul rapid, care nu a fost rezolvată niciodată. Și software-ul Legion Space de pe Legion Go a evoluat semnificativ de la primul contact pe care l-am avut cu el în toamna trecută și încă nu este într-un punct extrem de finisat, aș spune. În continuare, meniul de setări rapide apare cam greu în timpul jocurilor, dar măcar acum opțiunile de TDP și altele funcționează corect. Dintre toate, Legion Space a fost cel care a refuzat să-mi detecteze jocurile instalate pentru a le putea rula direct de acolo, deci nu prea aș recomanda folosirea lui decât pentru a configura consola și pe urmă poți să te întorci la Steam și celelalte interfețe. În schimb, față de Ally, care folosește stick analogic pentru controlul pointerului în Windows, pe Legion Go ai și un ecran mai mare, mai prietenos pentru controlul Windows cu touch, dar și acel trackpad care face navigarea mult mai ușoară. În cele din urmă, MSI Claw are un software decent pentru o prima iterație, similar în design cu cel de pe Ally, aș spune. Nu am sesizat baguri majore, dar și în cazul lui MSI, meniul secundar pentru setări rapide unor nu răspunde la comenzi din prima și trebuie să mai insiști. Și interfața acelui meniu pare să fie una provizorie, parcă grăbită pentru a avea ceva funcțional la lansare. Probabil că după câteva update-uri va fi mai ok, așa cum am văzut și în cazul lui Ally și Legion, dar momentan este un pic nefinisat. Fiind console echipate cu Windows 11, Ally, Ally X, MSI Claw și Legion Go sunt compatibile cu toate jocurile de pe toate platformele de PC, inclusiv cu Game Pass unele dintre ele fiind livrate și cu câteva luni gratuite de abonament incluse în pachetul de bază. Trebuie însă să suporți Windows pe un ecran mic și Windows în general, cu multe procese în fundal, care pot îngreuna anumite jocuri și aplicații precum Office preinstalate, deși vorbim despre dispozitive exclusiv pentru gaming. Există acum și opțiunea de a instala diverse versiuni de Steam OS personalizate, precum Bazite OS, Holo ISO sau Chimera OS, pe dispozitivele cu Windows cu procesoare AMD, pentru cei care vor puterea unui Ally sau unui Legion Go, dar cu confortul unui sistem de operare mai simplu dedicat jocurilor. Desigur, toate limitările de pe Steam Deck apar apoi și pe aceste modele dacă apelați la această soluție. În cele din urmă, hai să vorbim despre preț. Toate aceste dispozitive sunt performante, rulează jocuri decent și unele chiar oferă autonomie foarte bună, dar atunci când pui ceea ce oferă fiecare față în față cu prețul de la raft, cel mai performant poate că nu este cel mai potrivit pentru toată lumea. Dacă vrei doar un dispozitiv de gaming portabil decent, Steam Deck LCD, modelul de bază, este cel mai ieftin și oferă cel mai bun raport performanță-preț. Modelul de bază de 64 de GB pornește de la 369 de euro, nou nouț, sau poate fi chiar mai ieftin, refurbished, dar l-aș putea recomanda doar dacă plănuiești și să cumperi separat un SSD mai mare pe care să-l instalezi tu acasă în dispozitiv. Altfel, pentru Steam de KLCD-aș recomanda direct modelul de 512 GB la 469 de euro sau chiar modelul OLED de 512 la 569 de euro. Acestea se comandă însă direct de pe Steam și nu sunt disponibile în alte magazine, deci va fi mai complicat și în cazul în care ai nevoie de garanție, poate trebuie să-l trimiți în afara țării pentru reparații. Ally-ul original este următorul pe pragul prețului la 3200 de lei. Din păcate, pentru un dispozitiv portabil mi este destul de greu să-l recomand, în special din cauza autonomiei scăzute, dar și designului inconfortabil în utilizare. Ally X vine însă la 4500 de lei și rezolvă toate problemele originalului Ally, dar oferă și stocare dublă de la 512 GB la 1 TB. Da, într-adevăr, este cel care oferă cele mai multe avantaje, dar este și cel mai scump model dintre toate cele testate. Merită însă să cheltui pe el de două ori mai mult decât costă un Steam Deck sau cu 50% mai mult decât pe un Ally din generația 1, este greu de zis și asta numai cei care au bani în buzunar vor putea să decidă. Îmi este mai ușor însă să recomand Legion Go în comparație cu oricare dintre modelele Ally la 2999, respectiv 3699 pentru 512 sau 1 tb stocare, întrucât oferă performanță similară și autonomie bună în ton cu Steam Deck OLED. Are cel mai mare ecran, dar și cel mai zgomotos ventilator dintre toate. Ventilatorul de pe Legion Go este singurul pe care l-am auzit foarte des pe parcursul testării, fiind foarte, foarte puternic. Problema principală a lui Legion Go este că nu-l consideră un dispozitiv foarte portabil, în special din cauza dimensiunilor și greutății. În cele din urmă avem MSI Claw la 3499 de lei, care nu este tocmai o afacere proastă. Performanța este bună, autonomia așa și așa și vine standard cu un terabyte de stocare. Acest dispozitiv fiind mai recent lansat pe piață încă nu a ajuns la aceeași maturitate software a concurenților, așa cum am văzut, dar Contează probabil mai mult în această decizie dacă ești în echipa AMD sau Intel, la nivelul preferințelor personale, atunci când pui în balanță, să zicem, un Ally contra un MSI Claw, întrucât toate aceste dispozitive fac cam aceleași lucruri, în aceleași moduri. Acum, la final, voi răspunde la o întrebare pe care o voi vedea, probabil, în comentarii. Eu pe care îl recomand? Personal am ales Stim de Colegi și sunt foarte mulțumit de el, l-am luat chiar încă de la lansare. Se potrivește foarte bine pentru mine, acesta fiind un dispozitiv secundar pe care rejoc titlul mai vechi sau rulez titlul mai light pentru care nu aș vrea să stau în fața unui ecran mare și pe care să le pot opri sau porni rapid imediat. Trebuie să recunosc însă că ROG Ally X ar fi foarte aproape să mă convingă, datorită autonomiei de top în special. Din păcate, alegerea este grea, special financiar, pentru că nu vreau să plătesc atât de mult în plus pe acest model, dar și faptul că Asus a ales un ecran LCD în locul unui OLED, care mi se pare că este avantajul cel mai mare al lui Steam Deck OLED în acest moment. Voi aveți acum, însă, toate informațiile necesare în acest clip pentru a face propria alegere atunci când veți fi în căutarea unui astfel de dispozitiv, în funcție de performanță, confort în utilizare, autonomie, butoane, capabilități software și, desigur, preț. Vestea bună este că toate aceste dispozitive sunt bune, chiar dacă majoritatea sunt modele din prima generație. Sigur, există neajunsuri pentru fiecare model în parte, dar pe oricare îl alegi, te poți asigura că vei avea o experiență de gaming destul de bună. Asta ne asigură însă o fundație foarte bună pentru viitorul acestei categorii de PC-uri handheld de gaming. Aștept în comentarii întrebări despre aceste dispozitive și vă invit să ne lăsați un like și să vă abonați la canal dacă v-a plăcut acest material și vreți să vedeți și alte materiale de acest gen în viitor. Eu sunt Catalin Nițu, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și data viitoare alături de colegii mei, tot aici, pe Connect. La revedere!